Spuneți-ne și noastră câteva cuvinte despre ceea ce poate însemna turismul pe Valea Iacobinilor. Da, mă numesc Nicușor Vesa, sunt viceprimar al Comunei Brazii și, după cum m-a spus și domn primar, turismul la noi în zonă ar merge, sperăm și ar fi de viitor, având unele loturi pe vale la Iacobini și la Mătrigești, unde am dorit să le parcelăm și să le scoatem la licitație, unde chiar la Iacobini și la Mătrigești sunt câteva cabane existente la particulari. La Iacobini, drumul fiind foarte bun, având și acolo silvic, acolo o cabană și exploatări forestiere, cabana Bălești numită, unde a și fost astăzi. Și la Mătrigești, drumul fiind drum județean, cu asfaltat, care face legătură între Valea Mureșului și Valea Crișului. Deci ar fi o zonă turistică, după cum ați văzut, foarte, foarte frumoasă. Da, știu, comuna noastră este asfaltată aproape în totalitate. Da. Am văzut că drumul merge, asfaltul merge exact până la capătul satului. Cât mai este până la locurile care vor fi parcelate? Ce distanță este ca drum forestier? Până la locurile care vor urma să fie parcelate, un kilometru și ceva, un kilometru jumate, aproximativ, în jur de un kilometru, kilometru jumate acolo, pe Valea Iacobini. Deci este o distanță foarte mică și chiar am văzut că drumul este foarte bine întreținut de cei de la RomSilva. Da, este foarte bine întreținut la ora actuală. Tot timpul, de obicei, se întreține drumul. Mulțumesc frumos!